Noi, pe partea de DSU-i, GSU-i, ISU, suntem pregătiți cu toată logistica ca să-i sprijinim ca acest ajutor umanitar să ajungă la hub-ul logistic de la Suceava și de acolo mașinile, tirurile din Ucraina vin și preiau ajutorul fie direct pe roți sau, cum spunea și colegul meu, cu trenurile. Avem dispozitive de pompieri de la ISU care o să însoțească convoiul umanitar. O să folosim echipament, mașini ale ISU ca să ajungă o parte din mașini, o să ajungă pe roți, altele o să fie puse pe platformă. După aceea, echipele care descarcă acolo la hub-ul logistic, care este sub mecanismul de protecție civilă european, o să ajute să facă treaba asta și după aia încărcarea în tirurile colegilor, partenerilor din Ucraina. Ceremonia în Suceava o să fie pe 9, deci ne așteptăm ca până pe 9 absolut tot ce vedeți aici să ajungă în hub.